la 402. Crezi sau nu crezi? Hei! Ah? Hei! Domnișoară Graves! Domnișoară Graves! Oprește-te! Oprește-te! Încă puțin și scăpam. Mă bucur că te-am prins. Știu că nu m-ai văzut. Și nici la prânz nu te-am văzut. Nu mai contează. Mă gândeam dacă mă poți lua cu mașina. Păi, aș vrea să te ajut, dar trebuie să iau ceva de la magazin, am întârziat deja. Îmi pare rău. E foarte bine. Puteți să plecați. Oricum, am nevoie mâine. Ei, Nancy, vrei să jucăm basket? O să te bag cu 10 puncte. Vrei să spui că eu o să te bat cu 30 de puncte? Nu mulțumesc! Și oricum trebuie să mă duc acasă să-mi termin referatul la astrologie. De ce trebuie să faci referatul ăla? Și tu ar trebui să-l faci. Bă. Ar trebui să nu mai îmi scriu temele de făcut pe hârtia de lacuma de mestecat. Tu despre ce ai scris? Spune-mi. Am scris despre planeta Marte. Vulcanii ei sunt mai înalți decât Everestul, dar cred că nu te interesează ce am scris eu. Vrei să copiezi după mine? Hei, vino aici, insolație! Înapoi în casă, lăbuș! Și tu, vierbișor, te-am spus să nu intri în trandafirii mei! Apropo, m-a sunat Jesse noaptea trecută. Era foarte disperat. A mințit că era domnișoara Graves și îmi spunea să-mi las referatul în fața ușii. Du-te după ea! Du-te tu după ea! Asta e ridicol! Mă duc eu după ea! Ai nebunit? Asta este casa lui Wolfchuck! Vrei să spui lui Billy Wolfchuck? Băiatul de la școala noastră? Aha! Tatăl lui era în armată și anul trecut s-au mutat în Germania. Astea ne-au lăsat pe noi să credem. Ce? Ce ai aflat despre ei? Nu pot să cred că nu ați aflat. O să aflu dacă o să-mi spui tu? Bine, să încep. A fost o furtună cumplită și Billy Wolfchuck era singur acasă când din senin... Alo? Billy Wolfchuck? Ești acolo? Dar el dispăruse! Răspunde! Nu a mai rămas cenușă din el nici cât să umpli o pipă! Tu glumești? Nu, nu glumesc! Am auzit că mama lui Billy a răspuns la telefon și... Billy a făcut un șoc și l-au dus la spital. Și care din astea e adevărată? Niciuna! Astea sunt mai prostii! Nu pot să cred nimic din ce spuneți! Știți de ce nu vă cred? Cum se face că voi știați și eu nu știam nimic? Oricum, nu poate să fie adevărat! Da, probabil că ai dreptate! Atunci, de ce nu te duci acolo să aduci mingea? Sigur! Nu este distractiv. Te rog, este numai o poveste absurdă. Așteptați aici, mă duc să-mi iau mingea. A văzut cineva unde s-a dus? Dacă ți-a luat Billy Wolfchuck mingea, chiar nu mai ai ce să faci. Pa, copii, să fiți cuminți! Ia să deblochez gardul electric. Poate mai ajungem astăzi la școală. Oh, era să uit! Referatele, vă rog. Ne întâlnim lângă mașina ta după ore.
Dar parcă ai spus că mașina ta va fi gata astăzi. Oh, așa este. Dar le-am spus că dacă tot este la ei, să o verifice de la A la Z. Presupun că o să mai călătorim câteva zile împreună. Sper că ți-ai făcut vaccinul antigripal. Nu este nicio problemă. Voi veni cu injecția. Știai că 38% dintre accidentele de mașină se întâmplă când se întorc oamenii acasă? Din anumite motive ei se grăbesc. Fir ar să fie! Tu conduci cu astea și mai trăiești încă? Nu va mai dura mult până când vei intra într-o balustradă! Astea sunt niște avelope foarte bune și sunt aproape noi. Cred că ai fost păcălită de vânzătorul ăla cu la Liv. Las că știu eu. Wow! Ce este în casa lui Ufcea? Parcă este un brad de Crăciun luminat. Nu este un brad! Este chiar Billy! Și vine la voi! Nancy, te-am avertizat! Te joci cu focul! Zău! Asta nu e mașina care se numea Sicriu pe patru roți? Am văzut asta la televizor și sunt sigură că asta era modelul care a fost testat ultima dată. Și să-ți mai dau încă un sfat. Nu trebuie să fii așa de încordată când conduci, dragă. Suntem bătrâne și s-ar putea să te doară spatele. Știi, doamna asistentă Pitts, trebuie să-ți spun ceva. Nu trebuie să spui nimic. Insolație, lăbuș, viermișor, știu că de mult te iubești și îți mulțumesc că îi duci la veterinar. Da. O să mai dureze numai câteva zile, numai câteva zile. Îmi pare rău că am întârziat, îmi pare rău. Sunteți pedepsită? Vine, te rog, am avut o dimineață foarte grea. Cheia. Cred că am uitat-o în mașină. Dacă n-aș avea atâtea pe cap. Bine lucrat, Jordan. Mi-au plăcut pozele, Jenny. Coperta asta e foarte frumoasă, Piggy. Tu de ce întinzi mâna? Zecele meu la referatul de la astronomie. Nu mi-ai dat niciun referat. Ce vreți să spuneți? Nu am primit nimic de la tine. Dar l-am făcut, am lucrat la el. Nu vă mai amintiți citatul ăla din... Inelele lui Saturn sunt făcute din gheață? Vulcanii de pe Marte sunt mai înalți decât Everestul? Nu, de la tine nu am primit nimic. Credeți că nu le știu din referat? Păi, nu am primit nimic de la tine. Și tu ești renumit prin faptul că nu îți iei notițe. La ce mi-a folosit? De ce să mă mai ostenesc? Am muncit pentru nimic? O să știu pentru data viitoare. Îmi pare rău, dar nu am primit niciun referat de la tine. Poate l-ați lăsat în geantă sau acasă. Sau poate l-ați aruncat. Nu. Oh, stai, chiar am aruncat ceva. Mi-ați pierdut lucrarea? Păi, nu. Bravo ție, frate! I-ai făcut-o domnișoarei Graves. Ea chiar a crezut că ți-a pierdut referatul, deci n-are cum să dovedească că nu l-ai făcut, înțelegi? Genial! Mama, putem să mergem la magazin? Am nevoie de o minge nouă. Ce? Dar tocmai ți-am cumpărat una. Știu, dar am pierdut-o când s-a dus în curtea lui Billy Ufciac. Ha? Billy Ufciac? Știi ceva despre Billy Ufciac? Cum să nu? Bietul de el! Într-o zi era o furtună groaznică. Tatălui a sunat și i-a dat telefonul lui Billy să salute pe bunica lui. Și dintr-o dată, amândoi au dispărut. Dar e aberant! Fiecare are versiunea lui. Ba că este mama lui, ba că e tatălui. Sunt numai invenții. Nu! E adevărat! Nu ai observat că atunci când este furtună eu nu mai folosesc telefonul? Ba, îl folosești. Numai pe cel mobil. De fiecare dată când mergi, mașina asta face așa?
300 de kilograme îți apasă pe toate organele și îți transformă ficatul într-o clătită și inima într-o... Nu cred că vrei să știi! Bine, uite-o că vine! Fii atent aici! Bună dimineața, domnișoară Graves! Mi-ați adus cărțile despre avioane? Cărțile mele despre avioane? Mi-ați promis că mi-aduceți câteva. Zău? Nu mi-amintesc de asta. Pentru un punct în plus la referatul meu, vă amintiți? Am vorbit despre asta. Bine, uite-o că vine. Hei, bine v-am găsit, domnișoară Graves, vă mulțumesc pentru astea. Cărțile despre avioane, vă amintiți? Mi le-ați dat ieri. Ți-am dat eu cărțile astea, nu ți-am dat nicio carte. Oh, bine, atunci înseamnă că au ajuns la mine singure. Eu ți-am dat cărțile astea. Atunci să vă reamintesc eu. Eram la intrare, erați îmbrăcată în haina aia. Bănuiesc că faceți lucruri drăguțe chiar și atunci când sunteți inconștientă. După ce o să vă împart lucrările la astronomie, vom... mă întorc imediat. Uitați-vă peste lucrări. Bine, bine, ne vom opri la curățătorie, apoi la farmacia mamei tale și apoi te voi lăsa la clubul ăla de lectură. Când vrei tu, eu sunt gata. Bine, să ne vedem de lucrarea noastră. Întrebarea numărul 1. Domnișoara Graves, eu nu mi-am primit-o pe-a mea. Îmi amintesc că ți-am corectat lucrarea. Primele 3 puncte le-ai greșit și apoi ai scris Saturn este o mașină, Pluto este un câine, iar după aia n-ai mai scris nimic. Păi, atunci unde este? Tocmai ți-am dat-o. Asta? Asta nu e lucrarea mea. Studioul de dans dă lecții gratuite pentru cei bătrâni și singuri. Ce tu spui acolo? Nu înțeleg. Nu înțeleg, ți-am dat eu asta? Nu trebuie să vă fie rușine. Poate o să întâlniți pe cineva drăguț acolo. Nu înțeleg ce se întâmplă aici. Îmi amintesc că ți-am corectat lucrarea și am pus-o în mapă. Nu era deloc o notă bună. Sigur, dacă nu aveți lucrarea mea, poate că nu este asta nota mea. Poate ați făcut o greșeală, dar nu-i nimic, domnișoară Graves, eu tot o să vă plac. Presupun că nu sunt chiar așa de important pentru dumneavoastră încât să vă intereseze ce se întâmplă cu lucrările mele. Dar când se întâmplă să le pierdeți, așa cum ați făcut acum, nici măcar mă mai pot uita peste lucrare să văd unde am greșit. Bine, ai dreptate. Poți să uiți de lucrare, nu mai contează. Îmi place noua melodie, Sidewalk. Și mie, versurile lor sună foarte bine. Să știi că este adevărat. Am sărutat-o pe fata aia pentru că am crezut că ești tu. Domnișoarelor, am nevoie de ajutor. Îmi pare rău, am oră de pian. Eu trebuie să-mi hrănesc pisica. Mama mi-a spus să vin direct acasă. Ciudat. Mama ta mi-a spus că nu te așteaptă acasă și că ești liberă să mă ajuți atâta timp cât am nevoie de tine. Ce norocoasă sunt! E foarte bine, am nevoie de tine să răspunzi la telefon. Aștept un telefon de la instalator să-mi spună de reparație. Ce reparație? Reparația aia. A, domnișoară Graves? Da, s-o răpiți? Am fost ieri seară la magazinul lui Lumii. Chiar ar trebui să te duci. Au niște fuste foarte frumoase. Pe care nu va trebui să o port lângă un foc, pentru că e din material inflamabil. O să am arsul de gradul 3 și o să rămân desfigurată. Doamne, dar tu îți dai seama că spui numai prostii. Am spus numai ce credeam că vei spune tu. Tot ce vroiam să spun este că m-am oprit la raionul cu echipamente și mi-am luat un briceac și ți-am luat și ție unul. Nu te bucuri? Îți mulțumesc foarte frumos din partea ta. Nu cred că mai am unul la fel. Chiar ar trebui să ai. Sunt sigură că cineva, necăsătorită ca tine, conduce singură foarte mult. Într-o noapte când vei conduce singură pe un drum pustiu și când vei pierde controlul și vei intra cu mașina într-un șanț și vei avea mâinile prinse în centura de siguranță și nu vei putea ieși nici după ce ai strigat ajutor timp de 5 zile, nimeni nu va veni să te ajute și nu vei avea altceva de băut decât propria ta transpirație și îți va fi foarte folositor.
treaba ta este să răspunzi la telefon. Alo? Poftim? Vorbește mai tare! Ai găsit vreo ușă deschisă? Nu, tu ai găsit? Nu, cred că trebuie să ne întoarcem mâine dimineață să te reînscrii. Da, în Germania nu plouă așa niciodată. Nu știu ce se întâmplă. Zilele astea nu am fost în apele mele. Am început să uit, să pierd lucruri. Cred că putem rezolva asta în câteva ședințe. Spuneți-mi, dormiți bine în ultima vreme? Nu. Visez mereu trei câini răi care sunt îmbrăcați în asistente și mă urmăresc pe lângă magazin. Poate ar trebui să ne întâlnim de 5 ori pe săptămână. Și zilele mele sunt din ce în ce mai proaste. Am început să pierd referate și lucrări și copiii vin la mine cu cărți de care nu mai știu. Băi, copiii pot fi opacoste. Asta e adevărat, dar am început să-i fac probleme tocmai copilului care îmi făcea probleme în trecut. Ce fel de probleme îți făcea el în trecut? Să mă gândesc. Copia lucrări, tăia poze din enciclopedia școlii și-și făcea referatul. El... Ce imaginație bogată! Doar nu crezi că el face toate astea ca să scape de temele pentru școală. Odată el... stai puțin. Același personaj șmecher, Jesse. Un alt personaj șmecher, Jesse, care își vede de școală. Sau mai bine zis, nu-și vede de școală. Și asta înseamnă că poate nu eu am pierdut lucrarea sau referatul. Poate că el încearcă să profite de mine acum când mă enervează femeia aia. Bine, o să vorbim despre copilăria ta. Nu mai este nevoie. Acum am înțeles totul. Mulțumesc pentru tot. Acum mă simt mult mai bine. Ești cel mai bun. Să intre următorul pacient. A, unde am rămas cu discuția ieri? Numai puțin, soră Piț. Vreau să vorbesc ceva cu tine. Oh, vrei să-ți spun ce cred eu despre alunița aia de pe gâtul tău? Să știi că 64% din ele chiar sunt... despre asta vreau să vorbim. În fiecare zi în mașină, tu nu poți să povestești decât despre nu știu ce boală înfiorătoare, despre accidente și despre ce statistică s-a mai făcut. Nu vreau să mai aud așa ceva. Sunt foarte multe subiecte interesante pe care putem să le discutăm fără ca să ne plictisim sau să ne ia somnul. M-am săturat de prostiile tale. Nu știam că asta este părerea ta. Da, asta este părerea mea. Și de acum înainte o să te duc și o să te aduc de la școală fără să te mai las la curățătorie și nu vom mai merge să luăm medicamente pentru viermișor și vom discuta despre modă sau despre copilul cuiva și despre cum se face nu știu ce prăjitură. Crezi că nu sunt relaxată? Sunt cea mai relaxată persoană pe care o știu și nici nu-mi place să vorbesc dimineața. Îmi place să tac. Tu ești cea care vorbește cel mai mult? Oh, nu-i așa, doamnă Belinkov, că locuiți lângă mine? Am scăpat de ea. Bună dimineața, Jesse. Bună dimineața, Miss Graves. Am aici lucrarea ta corectată. Nu mi-amintesc că am scris asta. Dar tu ai scris-o și înțeleg de ce nu o recunoști. 22 de puncte la lucrarea... despre avioane? Chiar și eu am fost surprinsă. Alte dăți reușeai să te descurci mult mai bine la testul grilă. Asta este lucrarea mea? Am făcut eu lucrarea asta despre avioane? Unde este Vini? Am și lucrarea lui aici. A fost oribil! Capul ăla care se vedea în geam! Nu pot să cred așa ceva! Tu chiar crezi că s-a întors fantoma lui numai ca să te sperie pe tine? Nu ca să o sperie pe ea, ci ca să-i spună să nu folosească telefonul. A fost incredibil! El era acolo și într-un minut a dispărut. Asta este o prostie! El nu este o fantomă! El s-a mutat în Germania! Astea două ți-au spălat creierul și ți-au spus numai tâmpenii inventate de ele!